Bine te-am regăsit! Sunt Loredana Latiș, antrenor pentru o viață fericită și împlinită și în același timp sunt și coach, și trainer, și speaker, și autor. Și astăzi, de aici, din spatele meu, se vede columna lui Traian, da? Sunt în Roma, tocmai am susținut ieri seminarul extraordinar cu oamenii extraordinari din Roma și am primit, bineînțeles, un milion de întrebări și astăzi răspund la una dintre ele și revin cu întrebările și pentru cei din cele primite în Madrid, că n-am avut încă timp să răspund. Dar am tras așa una la nimereală, o întrebare care sună ceva de genul: cum să produci și cum să menții în timp energia pozitivă chiar dacă de fapt suporți diverse dezamăgiri? În ciuda dezamăgirilor. Wow, o ce întrebare! Pentru că una este să produci energie pozitivă, alta este să o menții și în momente de criză, să zic așa. Bun, hai să le luăm pe rând. Cum produci energie pozitivă sau nu? Cred că prima întrebare este, de fapt, ce înseamnă energie pozitivă? Cum obții această energie pozitivă? Păi, foarte simplu. Energia pozitivă provine din interiorul tău ca urmare a unui simplu fapt. Ca ceea ce gândești să fie egal cu ceea ce simți și să fie egal cu ceea ce faci. Cu această aliniere. În momentul în care tu trăiești viața ta în această aliniere, atunci mai mult ca sigur ai această capacitate de a produce energie pozitivă pentru tine și probabil și pentru cei din jurul tău. Cum faci treaba asta? Păi, în primul rând, începi să-ți controlezi gândurile. Începi să-ți controlezi fricile. Începi să-ți controlezi atacurile de panică. Începi să-ți controlezi boala din organism, pentru că boala din organism, înainte să apară în organism, știi deja, da? A apărut aici și în suflet undeva. Așa încât energia pozitivă o produci în momentul în care ești fericit, te bucuri de fiecare clipă, ai practic lipsă de orice fel de judecată față de acțiunile celorlalți, nu-i mai critici, nu-i mai bârfești, nu te mai interesează ce fac ei, nu te afectează ce fac ei, pentru că fiecare își trăiește viața așa cum dorește, fiecare știe ce e mai bine pentru sine, nu pentru altul. Așa încât în acele momente poți într-adevăr să produci energie pozitivă. Se produce într-un mod foarte simplu. În momentul în care tu, în fiecare zi, reușești să trăiești viața așa cum îți dorești, cu convingerea că da, se poate, atunci este foarte simplu să ai această energie pozitivă. Ok, ușor de zis, dar de făcut cam cum e. De făcut implică următorii pași. Pasul 1. Clarifică-ți unde ești și unde vrei să ajungi. Pasul 2. Elimină orice abuz din viața ta. Ești prea bun, ești prea extraordinar, ești prea geniu, ești prea cum vrei tu pentru a sta în relații care să te abuzeze. Nu meriți treaba asta. Nimeni de pe pământul ăsta nu merită, nu numai tu. Nimeni, niciun om, niciun animal, nicio floare, nimeni nu merită să fie abuzat. Dar din păcate abuzurile sunt la tot pasul, câteodată le facem chiar noi, fără să ne dăm seama, în momentul în care, nu știu, dăm sfaturi, ne impunem punctul de vedere în fața cuiva sau facem diverse lucruri. Nu mai spun dacă jignim, înjurăm, criticăm, bârfim, astea sunt deja abuzuri pe față. Nu mai spun dacă abuzăm sexual de cineva sau la nivel fizic, dacă îl batem sau așa mai departe. Bun, așadar, e foarte important să renunți la oamenii din jurul tău care te abuzează. Aici dă-ți seama că dacă ai ajuns într-o situație în care cineva te abuzează, este pentru că tu ai permis acest lucru. Când tu iei decizia cu tine să nu mai permiți ca cineva să te abuzeze, în sfârșit produce energie pozitivă. Bun, următorul pas este să îți clarifici cu exactitate unde vrei să ajungi după ce ai făcut curat în viața ta. Și să iei decizia, deci o chestie de decizie fermă, chiar să o spui cu voce tare sau să o scrii pe un perete, pe o foaie, nu contează. Decizia de a fi fericită, de a te bucura de viață, de a produce această energie pozitivă, pentru că poți și orice om poate, nu numai tu, orice om, orice, inclusiv eu, inclusiv tu, oricine poate, dacă, bineînțeles, pune osul la treabă. Iar următorul pas este să o menții. Deci, practic, așa o produci, dar hai să vedem exact cum o menții. Păi, foarte simplu, înconjurându-te de oameni ca tine. Oricum și în momentul de față te înconjori de oameni ca tine. Dacă nu-ți plac oamenii din jurul tău, e bine, așa e și tu, de fapt, dar e mai greu și nu recunoști. Înconjurându-te de oameni ca tine, oameni noi ca tine, da? Pentru că ai făcut loc, ai renunțat la abuzatori și așa mai departe, sau la victime, sau mai știu eu la ce, și acum ai făcut loc și poți primi oameni noi în viața ta. Oameni extraordinari. Și atunci, practic, îți alimentezi în fiecare zi, făcând ce-ți place, urmându-ți pasiunea, măcar o oră pe zi, fă ceva ce-ți place.
din punctul meu de vedere, dacă se poate, fă toată ziua ceva ce-ți place și câștigă și bani din treaba asta. De altfel, sunt cei mai ușor câștigați bani dacă îi faci din pasiunea ta. Doar să ai încredere că poți să câștigi bani din pasiunea ta, indiferent care ar fi ea și dacă ai pasiunea de a aduna gândaci de pe jos. Crede-mă că cineva plătește și pentru treaba asta. Doar ideea este să găsești pe acel cineva care plătește. Atâta tot. Bun. Foarte important să te cureți în fiecare zi de toate lucrurile negative care ți s-au întâmplat peste zi și care este posibil să te deranjeze și să nu mai înghiți ca pelicanul toate aceste mici rahaturi. Să ai puterea de a spune nu, de a pune stop, să ai puterea de a te recentra pe tine, să ai încredere în tine că indiferent ce se întâmplă, tu reușești și cu atât mai bine dacă ai ajuns într-un moment în care ești jos, pentru că mai jos de atâta nu mai poți să cazi, așa încât este ok, urmează ridicatul, urmează ascensiunea. Bun, ce faci în situația în care vin de-al de Gigi Contra? Vin oameni care te dezamăgesc. Aș vrea să punctez un lucru. Dezamăgirea este de fapt o auto-minciună. Este o amăgire care nu a funcționat. Nimeni nu te poate dezamăgi până când tu singură nu te-ai amăgit cu privire la acea persoană. Înțelegi ce vreau să zic? Despre asta e vorba. În schimb, tu dacă ești cu antenele ridicate, ești prezent în viața ta, știi ce ai de făcut, știi ce ai de lucrat, ești cu tine, nu te mai lași manipulat sau manipulată, atunci lucrurile sunt foarte simple, nimeni nu te mai dezamăgește. Pentru că tu înțelegi și accepti semnalele celuilalt de manipulare sau de minciună și nu te mai lași prins. Le vezi cu ochiul liber. Le accepti că sunt acolo, dar nu le mai accepti ca în gura ta ca pelicanul, da? Bun, și atunci lucrurile devin foarte, foarte simple. Așadar, îți doresc mult, mult, mult succes. E depus osul la treabă, e depus, cum să zic, pune-le pe toate pe hârtie, fă curat în viața ta, fă curat în oamenii tăi, fă curat în comportamentele tale, în gândurile tale, în sentimentele tale și procede cu energie pozitivă să trăiești fiecare clipă, pentru că este minunată. Chiar este minunată. Acum am să-ți fac așa un tur la ceea ce am eu acum, aia e columna lui Traian. Ia stai să întorc camera. Ok. Aici este Vittorio Emiliano, piața, sau nu știu, monumentul, cât e monumentul eroilor, de fapt, sau ceva în genul ăsta. Acolo în spate este undeva piața Veneția. Și aici este columna lui Traian, imediat ajung la ea. Super! Aici sunt, nu mai știu ce, piața de pe vremea lui Traian, ceva în genul ăsta. Și încolo este Coloseumul. Ok. Așadar, te aștept cu mare, mare drag să mi te alături, dacă ești din diaspora, să mi te alături în perioada următoare. Următorul seminar este la Londra, în 9 octombrie și te aștept cu multă, multă iubire. Detalii găsești pe credsimtacționez.ro. Acolo sunt pe Alina, ea este managerul de proiect pentru 2016. Găsești numărul ei și poți obții detaliile. Hai vino pentru 4 ore. Să descoperi de fapt ce om extraordinar ești, să descoperi și unde greșești, să descoperi și ce lucruri bune faci, să descoperi genialitatea și să purcezi la treabă. Pentru că fără acțiune vorbești și tu și eu. Așadar te aștept cu mare, mare, mare drag. Chiar am avut o surpriză foarte plăcută la Torino. A venit o persoană de la Iași, din România, special la Torino, la seminar. Deci a fost spectaculos. Extraordinar. Când vrei, se poate. Orice se poate. Când vrei, crede-mă, găsești toate scuzele din lume pentru care să nu faci un lucru. Și le găsești și pe alea care sunt și alea care nu sunt. Bun. Sau, dacă vrei mai mult decât, mai vrei mai mult decât seminarul de 4 ore, te aștept cu mare, mare drag la cursul de formare în coaching, care durează 60 de ore și înseamnă, practic, următoarele serii. Poți veni la oricare dintre ele. Prima serie, următoarea serie care începe este în 24 octombrie și este o serie online. Avantajul este că poți din fața calculatorului tău pe o platformă foarte simplă și foarte intuitivă să petreci 4 ore în fiecare seară după un anumit program, bineînțeles, de la ora 19 la ora 23 ora României, să petreci alături de mine și de colegii de grupă în direct, da? Deci nu primești înregistrări sau faze de astea, nu lucrăm cu de-astea, lucrăm cu lucruri esențiale în direct, astfel încât să descoperi de fapt propriile tale mecanisme, propriile tale soluții. Este un curs pe de o parte de autocunoaștere, dar pe de altă parte este un curs prin care tu poți să devii coach, așa ca și mine, dacă vrei și îți place să lucrezi cu oamenii, astfel încât să capeți competențele necesare pentru a fi un extraordinar coach, nu numai un bun coach, un extraordinar coach, așa cum sunt și eu.
așa încât te invit cu mare, mare drag. Următoarea serie, cum am spus, începe în 24 septembrie. O altă serie începe în Madrid, față în față, în 24 octombrie, pardon. Seria online este în 24 octombrie 2016. Seria față în față în Madrid începe în 31 octombrie, iar seria față în față București, în București, începe în 15 noiembrie. M-am zăpăcit de atâtea date. Sunt trei serii una după alta, dar pentru că oamenii sunt extraordinari și vor să se dezvolte, fac și la Madrid, fac și la București, facem și online, indiferent din lume unde ai fi și din Honolulu, poți să participi. Așadar, te aștept cu mare drag. Detalii găsești pe www.academiadecoaching.ro sau sună pe asistenta mea pe 0752 163 163 cu prefixul României în față. Te îmbrățișez, te iubesc, te rog de share la acest video, că cine știe cui folosește partea asta de emoție și de dezamăgire, cum să o contracareze, și scrie și orașul de unde ești, că îmi place tare mult când văd acolo diverse orașe. Te îmbrățișez, te iubesc și îți doresc o săptămână minunată. Pa!